Comuniștii vor să atace la Curtea Constituțională acordul de constituire a coaliției pro-europene. Despre aceasta a anunțat liderul PCRM, Vladimir Voronin. Totuși, liderii actualei coaliții spun că acordul nu poate fi contestat. Noi pregătim documentele respective pentru a ataca această formare, mecanism formare și acest document care este baza, acord, cum se numește la ei, îl atacăm în Curtea Constituțională ca uzurparea puterii de stat. Dar poate așa o să ne adresăm în primul rând și la Procuratora Generală. Domnul Voronin poate să meargă și la Papa de la Roma cu diferite contestări. Noi ne-am deprins cu comportamentul excentric acestui personaj în ultimul timp. Încearcă și el cumva să-și mai lingă rănile, să mai explice alegătorilor că tot ce poate face, face, dar trebuie să conformeze cu realitatea și să nu încearcă să o facă pe ridiculul. Opoziția trebuie să conteste, trebuie să critique, trebuie să facă observații. Este datorie opoziției. Noi chiar și pe această cale ne adresăm opoziției să se împace cu ideea că trebuie să mergem la alegeri în ordinare în 2014 sau începutul 2015. Deci o să aibă posibilitatea de multe ori să critice guvernarea, trebuie să-și caute de treabă. Opoziția produce permanent bombe mediatice, ca și cea de astăzi. Ei joacă pentru propriul lor electorat. Asta este firesc să fie așa. Noi considerăm că denunțarea acordului pe calea atacării la Curtea Constituțională nu intră în atribuțiile Curții Constituționale. Asta se vede foarte clar din prevederile constituționale. Acordul de constituire a Coaliției pentru Guvernare Pro-Europeană a fost semnat la 30 mai între deputații PLDM, PD și cei din grupul Hadârcă.